Salutare tuturor, eu sunt Iza și bine ați revenit pe canalul meu sau bine ați venit pe canalul meu. Desigur, am revenit cu un nou videoclip. Arăt exact ca în videoclipul anterior, da, pentru că am avut chef să filmez mai departe ce am și spus că o să filmez, adică filmele pe care le-am văzut în ultima perioadă. Nu o să zic mai nimic despre, să-mi zic o mică părere despre fiecare în parte sau cât de mult mi-a plăcut, pentru că nu vreau să dau spoilere. Dacă vreți, vă uitați la trailerele pe internet, dacă le-ați văzut, scrieți în comentarii care v-a plăcut cel mai mult și haideți să începem. M-am gândit cu ce să încep. O să încep cu filmele horror pe care le-am văzut. N-are rost să vă spun toate filmele pe care le-am văzut în ultima perioadă, pentru că au fost filme care mi-au plăcut, tot filme care nu mi-au plăcut. Așa că am ales câteva pe care le-am văzut și pot să vi le recomand și vouă. O să încep cu acesta. Holul întunecat, sper că am tradus bine. Este un film simpatic, dacă pot să îl numesc așa, adică se poate numi așa un film horror simpatic. Da, niște adolescenți o să ajungă într-un fel de internat, toți adolescenții care au fost mai obraznici, ca să spun așa, și vor trece prin niște lucruri destul de horror, ca și cum, să zicem că sunt posedați de niște talente. Cred că e cuvântul potrivit, ca să nu dau prea multe spoilere, că orice a zice, dau de gol filmul, așa că recomand să vă uitați la el. Următorul film este Incident în Ghostland. Probabil ați auzit de el. Este un film chiar reușit. Nu atât de horror, cât mai degrabă te ține în suspans. Este vorba despre două fete și mama lor care se mută în fosta casă a mătușii. Sper că mi-am adus bine aminte. Mătușa, cred că la mătușa sau. Oricum, mătușa, pot să zic că a avut o casă destul de horror, adică cum a putut să stea acolo? Nu știu. Dar se întâmplă niște lucruri groaznice, chinuitoare pentru fetele respective. Cred că ajunge să vă spun doar atâta. Atât vă mai spun că una din fete scrie o carte, acum scrie o carte. O să vă dați seama până la finalul filmului care este faza cu cartea respectivă. Sincer, am căutat dacă este carte după acest film, că normal trebuia să fie vorba despre experiența asta ei, dar nu am găsit. Dacă voi știți cumva, ați dat de cartea asta, lăsați-mi în comentarii. Nu am găsit, probabil o fi fost doar așa, făcut în film. O să trec la comedie. Și după am un film romantic. La comedie o să încep cu Cina pentru fraieri. E un film super amuzant și chiar poți învăța din el. E chiar reușit, e un film... e vorba de prietenie, e vorba de... acceptarea cuiva așa cum e el, să accepti pe cineva și dacă e, să zicem, mai tântălău, adică dacă vă uitați la film o să înțelegeți la ce mă refer tântălău, nu jignesc pe nimeni, e vorba de personajele din film, la felul lor de a fi, dar toți acești fraieri din film au câte un talent și chiar talente uimitoare, așa că îl recomand și pe acesta. Încă unul de comedie este Șef de coșmar.
Am înțeles că este și partea a doua. Nu m-am uitat la partea a doua. Nu am căutat, dar prima parte este vorba de trei tipi care fac tot posibilul ca să scape de șefii aceștia, acești șefi de coșmar, și ajung să facă tot felul de nebunii. E un film foarte amuzant. Și acum să vă spun și filmul romantic la care m-am uitat. Este vorba de acesta și o să spun acesta pentru că jur dacă mai țin minte titlul, nu mai știu cum se numea. Și pentru asta am nevoie să caut pe internet să văd cum se numea filmul. O să vă pun eu o poză oricum. Atâta știu că m-am uitat cu Alex, cred că e singurul film romantic la care s-a pus cu mine să se uite. Și eu de obicei iubesc filmele romantice, dacă sunt cu final fericit, sunt chiar dacă sunt puțin dramatice sau eu știu, dar să fie un film reușit, să fie un film care merită văzut, nu doar să fie siropos și atât. Bun, dragii mei, păi dacă mă mai uit la filme și o să mai am timp, o să scriu, promit, notez fiecare film în parte și ce părere am despre, dacă mi-a plăcut, nu mi-a plăcut. Și sper să vă bucurați de aceste filme. Vizionare plăcută! Nu uitați să-mi dați like, să-mi dați subscribe și să apăsați și clopoțelul ca să primiți notificare dacă postez ceva nou. V-am pupat și ne vedem data viitoare. Pa!